Salut! Astăzi o să facem un unboxing, mai exact, pentru că nu pot să zic review, pentru că nu o să fie foarte detaliat, la Huawei P40 Lite. Bun, hai să începem! Bun, și în cutia lui găsim așa. Ia să vedem mai exact așa. Avem... specificațiile lui, aici scrie Huawei P40 Lite, 128 de giga, RAM 6 giga, culoarea Midnight Black, model așa și alte specificații care nu ne interesează. Prima dată când îl deschidem, avem cutia de carton făcut dintr-un plastic, dintr-un carton destul de profi. Din ce înțeleg eu, Huawei P40 Lite este un telefon mid-range, deci nu este un telefon nici prea ieftin, dar nici prea scump. Avem înăuntru o punguță, l-avem pe el propriu zis, avem pe spate camerele, aici văd că scrie inteligență artificială quad-core 48 de megapixeli, aici este blitzul, astea sunt camerele. Culoarea este neagră. Pe margine găsim un buton care are și amprentă în zona asta. Aici volumul mai tare, mai încet. Pe partea de jos avem jack pentru căști, încărcare tip C, microfon și difuzor. Iar aici avem slotul pentru cum îi zice, cartelă și probabil cardul de memorie. O să îl desfacem și să ne uităm împreună la el. Ok, îl punem aici deocamdată. În cutie mai găsim următoarele lucruri. Avem acest carton cu cheița. Asta e cheița cu care se deschide acea tabletă. Asta este o cutie de carton. Nu mai are nimic în ea. Instrucțiunile QR code, am citit de procesor, garanțiile și alte lucruri și garanțiile și alte lucruri. Ok, le punem aici. În cutie mai avem un cablu USB și USB tip C, USB-A, din ce am înțeles că se numesc astea. Le punem aici. Niște serii. Încărcătorul propriu zis. Supercharger, maxim 40 de W, sper să zic bine. Model este foarte greu din ce văd și foarte mare. Probabil chestia asta ajută ca el să încarce mult mai repede. Și mai avem aici căștile care sunt cu jack normal, niște căști care par a fi de bună calitate și cam asta e ce găsim în cutie. Haideți să vedem acum slotul pentru ok, pentru cartelă. Bagăm aici. Deschidem. Și ce văd este pare a fi pare a fi un slot pentru două simuri, dar nu are card de memorie, din ce am observat. Încercăm să-l aprindem. Da, nu văd niciun slot pentru card de memorie. Probabil nu poți să pui card de memorie.
Hai să punem în România. Găsim. Am văzut Moldova, deci ar trebui să aibă și România. Sper că n-am trecut. Uite, România. Next. Suntem de acord. Nu avem deocamdată. Nu avem deocamdată. Skip. Skip. Next. Skip. No thanks. Later. Later. Back. Later. Bun, și din ce văd, am intrat în meniul telefonului. Meniul nu, din ce știu, cei de la Huawei folosesc un alt tip de Android. Așa, camera. Camera pare a fi decentă. Video. Bun, să trecem peste asta. Pare că se aseamănă mult cu meniul celor de la iPhone. Mișcarea asta a iconițelor. Când dau așa, pur și simplu. Deci nu e ca la iPhone să ai un buton aici de home pe care să te duci pe o home screen. Ce am putea să mai verificăm? Văd că are și niște aplicații predefinite care probabil se vor instala când o să-i dau drumul la wireless. Da, pe total pare un telefon ok. Da, cam atât am să vă arăt despre telefonul ăsta. Dacă voi mai întâmpina probleme sau ceva anume, voi scrie în descriere sau voi filma un nou video cu aceste detalii pe care le voi afla pe parcurs. Da, pe total este un telefon foarte frumos. Văd că se aseamănă foarte mult cu iPhone-ul, în mare parte. Și pare că și meniul este aproape de iPhone. Mișcările astea de cum se închid aplicațiile în sine și alte lucruri. Da, bine. Mulțumesc, salut!